Fericit, sunt foarte mândru de băieții mei, de acești ieri. Au demonstrat azi că totuși au calități pentru Liga 3. Și una peste alta am bătut-o, din punctul meu de vedere, o echipă care o văd în seria 10-a pe locul 1. O echipă bună. Foarte bună. Zaleu. Ce ziceți despre echipa voastră? Despre echipa mea? Nu pot să fie fericit. Aveți o echipă pentru un lot restrâns? Foarte restrâns, extrem de tânără, dar e dornică să facă performanță. Iar tinerii, am mai spus-o și o repet, își doresc foarte mult să demonstreze că pot să joace la nivel de Liga 3 împotriva un adversar mult mai puternic. Atmosfera sunt foarte mândru de ei. Atmosfera la Șimleu? Atmosfera la Șimleu, așa cum așteptam, o atmosferă de fotbal. Mă bucur că a venit lumea la meci. Sper și îmi doresc că odată cu acest rezultat să aducem lume și mai mult la meciurile de la Șimleu. O să vă dea un elan și pentru meciurile din campionat? Cu siguranță. Această victorie. Pentru noi și pentru toți cei de aici, sigur că da. Va fi un punct de plecare foarte important, spun eu, și pozitiv. Da. Mai aveți nevoie de câțiva jucători? Mai avem jucători, 100%, minim 3 jucători mai avem nevoie. Da. Bun, despre adversara de astăzi, ce puteți să ne spuneți? De obicei nu o să vorbesc despre adversari, dar am spus la începutul interviului, am întâlnit o echipă puternică care și-a anunțat obiectivul de promovare. Bun. În rest, băieții mei tineri și foarte tineri au făcut față cu brio. Și sperați că și o să depășiți Zalăul în... Nu ne gândim atât de departe. Am spus, Zalău e Zalău. Dar sigur că vom încerca să facem meciuri bune și dacă va fi să fim acolo în primele patru, de ce nu?